noi, în schimb, întrebarea este ce mâncăm de sărbători. Că noi nu avem probleme de astea cu întârzieri de trenuri, nici vulcani nu avem. Mai sunt câteva seisme pe an, nu atât de mari cât și-ar dori Mărmureanu Bazalt, dar carnea de porc, vreau să zic că s-a scumpit. Scumpirea întreținerii, creșterea TVA-ului, dar și scăderile masive de salarii îi vor face pe români să taie foarte mult din lista de cumpărături de sărbători, cred, nefeurile de la Libertatea. Sau credeți voi, bă, românul nu renunță la sarmale. Nu mai plătește întreținerea, nu mai plătește nimic, dar sarmale tot se vor găsi pe masă, un cotlețel, ceva, niște cârnăciori, dacă îi face nevasta, ies mai ieftin. Dacă îi luați de la magazin, ies mai bine șmecherii care-i fabrică. Poate că n-ar strica să vizitați, dacă aveți ocazia, fabricile noastre de mezeluri. Vă vedeți ce mâncați, fraților. Vedeți voi cum se face salamul parizerul și cârnatul în România. Dar sunt câteva prețuri aici. Ia auziți, bă, cel mai scump produs, să nu credeți că este cotletul de porc sau lebărul, de pildă. Nu, cel mai scump produs de pe piața românească, la capitolul haleală, este tâlmeaua de oaie, mă. 24,90 de lei kilogramul a ajuns. Ai zice că nu mai sunt oi în România. Pe undeva se explică, pentru că uitați că nici ăștia din Pipera nu se mai ocupă la modul serios de creșterea oilor și probabil că piața s-a mai micșorat. Acum e posibil să fie brânza cel mai scump produs de pe piața agroalimentară. Asta numai la noi se putea. În orice caz, prețurile sunt într-adevăr prohibitive pentru români. Tobă, 13,58 de lei kilogramul, pe lângă faptul că e o mizerie, mai costă și mult. Nu mai vorbesc de lebăr. Cârnații, deocamdată, stați un pic, că suntem abia în 17, dacă nu mă înșel, costă 13,58. În preajma Crăciunului vor costa 135 de lei și 80 de bani. Cam atât va costa kilogramul. Asta e veșnica problema românului, că de-aia urăsc eu sărbătorile, cel puțin pe meleagurile noastre. Bă, începe o alergătură după haleală, de ți se face și scârbă să mai ieși prin oraș. Chit că ar cumpăra sau nu, românul se înghesuie în magazine, se duce în fiecare zi fără să cumpere nimic și pe 24, cu câteva ore înainte de Crăciun, abia atunci se hotărăște și devastează rafturile. Orice porcărie pusă la capitolul de așa zisă ofertă e cumpărată de român, toate mizeriile dispar din rafturi, în așa fel încât orice prost poate să se facă în România comersant, că se va îmbogăți. Apropo de haleală, era pe aici o chestie și cu Oana Roman, care m-a amuzat pe mine. Oana Roman suferă foarte tare, stă prost cu sănătatea și ne explicau nefeurile de la tabloide. Asta pentru că ea este un gurmand, auziți. Bă, în primul rând, voi nu știți care este diferența între un gurmand și un mâncău. Deci Oana Roman nu este gurmand. Gurmandul nu e un tip gras, în general. Da, e aceeași diferență ca aceea dintre un degustător de vinuri și un bețiv. Cam așa și cu gurmandul. Oana Roman nu arată ca un gurmand, arată ca un mâncău. Cred și eu că se simte rău dacă bag atât în ea. Plus că la ea nu sunt, în familia lui Roman nu sunt probleme cu banii, așa că pot să mănânce liniștiți câte 40 de sarmale de căciulă. Perioada sărbătorilor, pentru că ăștia sunt și buni români. La apropo de ofertele astea, că probabil că și Oana Roman nu va plăti întreținerea dacă în această lună, dacă va vrea să mănânce pe săturate, am văzut aici într-un ziar, în ziarul financiar, altă țeapă tipică de sărbători pe care o iau românii, cu biletele companiilor low cost. Deci la ofertă, un bilet costă 19,9 euro. Așa ți se spune. Asta este oferta. Un bilet, de exemplu, la Barcelona sau la Madrid, cu plecare din București, are un preț de 19,9 euro dus. E, știi cât costă biletul când vrei să-l iei? 120 de euro. Nu costă 19,9. Sau un bilet de 79 de euro, tot așa prezentat la ofertă dus-întors, în momentul rezervării ajunge la 276. Probabil că așa și la telemeaua de oaie. Da. Telemeaua de oaie prezentată la ofertă, la noi sunt oferte la toate. Brazii, de exemplu, de Crăciun, care se scumpesc an de an, sunt prezentați la ofertă.
Zice omul, hai că nu mai am decât sacul ăsta, le dau la 2,5 milioane. La care omul va veni și va spune, păi cum bre la prețul ăsta? Păi, dumneata, cât crezi că e? Noi până aducem bradul ăla, până luăm, până primim aprobările, am stat 2 săptămâni, explică ăla, să am aprobare pentru brazii ăștia. Ceea ce pe undeva e logic, așa să și întâmplă, de 2 săptămâni ai nevoie. Dar totuși cred că cei de la Libertatea ar putea să dezgroape un pic edițiile similare din anii trecuți, deci în această perioadă, și să vadă că același lucru scriau și acum 10 ani și acum 15 ani. Cu întreținerea, cu gigacaloria, cu brăduții, cu masa de Crăciun, ce alimente nu trebuie să lipsească de pe masa de Crăciun. După care vine aia cu ambulanța. Cât s-au sunat la ambulanță, de câte ori a trebuit să intervină, nu știu ce sectoare, clasamentul pe sectoare, la cât s-a sunat la ambulanță, ce tâmpiți, mă! Deci după ce în ziare ți se spune ce n-are voie să lipsească, și știi cum e lista cu ce n-are voie să lipsească, cârnați, câltaboși, tobă, astea apar toate, brânzeturi, salamuri, mă, orice, icre, deci tot ce-i mai greu, sarmale, bineînțeles, cozonaci, ouă, de nu știu de care, ruladă, salată de băf, toate astea ți le spune că n-au voie să lipsească de pe masa românului, după aia o să spună, s-a consumat prea mult, românii iară în exces, și vine câte o grăsună de aia de la serviciu de reanimare și o vezi pe aia, scumbindu-se între dinți, au fost 727 de apeluri. Seara de Crăciun față de 1942 seara de Revelion. A, deci la Revelion, da, la Revelion un pic mai multe solicitări, noi am intervenit de fiecare dată, nu au fost afecțiuni foarte grave, un ulcer perforat, un stomac, nu știu ce, o peritonită, da, au mai fost și câteva cazuri, da, în urgență ați operat, da, au fost și câteva cazuri, sigur s-a intervenit, situația era foarte dificilă, da, suntem obișnuiți cu și puteți să faceți față, sigur încercăm, au mai fost probleme și cu vremea, că nu ne ajută nici vremea, au mai ajuns unii pacienți în stare de stop cardiac, alții mai puteau să respire, dar s-a intervenit, sigur, aceasta este, bă, astea sunt sărbătorile în România. Da, mai apare și Arafat la telefon ăsta cu, la televizor, pardon, ăsta cu smurdu. Ați avut cazuri grave? Am avut un om care a căzut în oala cu sarmale, a trebuit să-l descarcerăm. Astea sunt accidentele de Crăciun și de Revelion.